De multe ori mi-au pus întrebarea, dar oare cât costă în anumite țări mai îndepărtate litrul de benzină sau de motorină? Așa că, din curiozitate, am căutat pe Google și am găsit diferite date. Bineînțeles că la noi, raportat la salariile de la noi din țară, este foarte scumpă benzina și motorina. Adică prețurile sunt cam la fel ca în țările unde sunt salariile mult mai mari, unde, eu știu, oamenii trăiesc mai bine, ca să zic așa. Și am găsit pe net țara în care litrul de benzină costă 0,005 dolari. Adică înseamnă că un dolar este suficient pentru a cumpăra aproape 2 litri de benzină. E bine, care este țara asta? Este vorba despre Venezuela. Și în această țară, litrul estimat, dacă e să vorbim strict de un litru de benzină, este undeva la 0,001 dolar, foarte, foarte puțin. Cu mult sub un cent, cu mult, mult sub un cent. Bineînțeles, sunt probabil foarte multe țări care merg acolo pentru a lua carburant pentru țara lor. Acum, hai să trecem puțin la episodul propus, să vorbim despre acest subiect. Nu uitați că în descriere se găsesc rapoarte pe care vertical cu 20% reducere. Am vorbit cu băieții acum și mi-au mai oferit niște rapoarte. Puteți să aflați ce daune au avut mașinile, kilometri eventual, depinde foarte mult și țara de unde a venit mașina. Da, hai să ne punem centura și hai să mergem. M-am gândit că asta e o zonă foarte, foarte mișto de filmat și de vorbit despre diferite lucruri, cum ar fi lucrurile astea economice, prețul carburantului și așa mai departe. O să încerc să țin telefonul aici, deși unghiul cred că este bun. Da. Și am fost, uite, de curând am fost în Italia, acum câteva luni. Prețul carburantului este cam la fel ca și în România, doar că acolo salariul minim e undeva la 1000 și ceva de euro, sau hai să zicem 1000 de euro. Ceea ce automat îți dă o siguranță economică mult mai mare decât la noi în țară. Se știe foarte bine faptul că un litru de carburant noi în țară probabil este din rafinerie cu prețul de 1,52 lei, maxim 3 lei și ajunge la pompă cu 6 lei, dar asta nu este vina comerciantului, adică stației respective, pentru că nu el dă prețul final, ci prețul final este obținut din prețul de rafinerie, adaosul comercial, accize și așa mai departe. Deci, din păcate, tot statuia foarte, foarte mult. Tocmai de asta v-aș fi recunoscător dacă ați spune în comentarii dacă sunteți în afara țării, în ce țară sunteți și cam cât costă carburantul la voi. Fie gaz, fie benzină, fie diesel, orice, pentru că chiar sunt curios așa cam ce prețuri au. Chiar sunt curios cam ce prețuri au prin afara țării carburanții. Deși am văzut în Italia undeva la 1,20-1,30 motorina 1,30 euro, care este echivalentul undeva la 6 lei, 6 lei și ceva. Probabil este utilajul la în fază și de aia nu putem să depășim. Da, la noi salarii mici, dar carburantul foarte, foarte scump. Că na, la noi trebuie să fie, noi trebuie să fim mai special, mai unici. Și să fim serioși, de multe ori ți se întâmplă să te duci la pompă și să te uiți că, nu știu, ajungi 100 de lei și te-ai ales cu nici măcar 20 de litri, adică foarte, foarte puțin. Și nu știu dacă ați observat, au fost mai multe persoane care au filmat de-a lungul timpului la pompă și apăsau pe butonul respectiv pentru a alimenta și ieșea aer. Pur și simplu te fura pompa. Și cred că am pățit și o chestie asta de câteva ori la anumite stații PECO, pentru că la Passat, de exemplu, aveam rezervorul de 70 de litri, 73 maxim, când mașina era pe roșu și băgam până în buză. Și aveam undeva la jumătate rezervorul și am băgat 45 de litri. Și n-are mașina, niciodată n-are mașina Passatul CC, n-are rezervorul de 90 de litri, nici dacă e cel mai uscat, dacă e bași de la 0 ml la până în buză, până dă pe din afară. Deci niciodată n-ajunge la atâta. Deci sunt stații la care se întâmplă chestia asta și destul de trist. Pe lângă faptul că sunt stații unde se bagă apă în carburant, se bagă tot felul de tâmpenii ca să strice calitatea carburantului, dar asta este altă discuție, nu are rost, pentru că ăsta e carburantul pe care îl folosim, pentru că avem nevoie de el și pentru că nu avem alte alternative. Asta e. Da, deci noi suntem pe locul 20, oricum primele 20 din Europa sau din lume, la prețul carburantului. Dacă e să vorbim despre salarii, probabil suntem printre cele mai sărace țări, vorbim strict de salariu minim pe economie, probabil printre cele mai sărace din Europa. Bineînțeles și Moldova cred că e pe aproape, dar în ambele țări sunt sigur că sunt și persoane care se bucură de succes, fie pe cont propriu, fie lucrează într-un domeniu bun și așa mai departe. Dar marea majoritate se știe la noi în țară că economia e destul de slabă și salariile sunt undeva la, să zicem,
300-400 de euro, mă refer net, nu brut, pentru că pe hârtie e ceva, în mână este altceva, ce în mână nu e minciună, până la urmă. Și cam asta e ideea. Deci, uite, ca idee sunt, și apropo de asta, de Moldova, uite că mi-a venit și ideea asta, sunt persoane și cunosc persoane care merg și iau foarte mult carburant din Moldova, pentru că e undeva la 3,50 lei, adică undeva la aproape 2,50 lei sau chiar 2,50 lei dacă vorbim de motorină extra sau benzină extra la litru. E bine, dacă e o tonă, face o economie de vreo 2500 de lei, adică merită, dar totuși dacă e o tonă, ori iau mai multe persoane, ori e ca o firmă și așa mai departe, astfel încât să renteze, pentru că totuși drumul până acolo și utilaje sau dube sau cu ce te duci tu să iei, costă și asta, trebuie să plătești oameni sau te duci tu una cum vrei tu. Dar da, e și asta o chestie, pentru că sunt persoane, v-am zis, cunosc persoane care merg și iau de la moldoveni carburant pentru că este mai ieftin. Și nu vă ce-ar fi rău în chestia asta, pentru că până la urmă este drumul tău, este vorba aia, oboseala ta, munca ta, carburantul tot să ajunge acolo. Nu cred că face nimeni o afacere din asta, dar pentru urs personal aș prefera să merg și să iau dintr-un Peco avizat și să știu că este Peco original, ca să zic așa, decât să mă duc să bag din dubă sau din tir sau din eu mai știu ce. Serios, acum chiar e mult mai ok să bagi din ceva care știi, băi frate, e ok. Da. Deci nu știu, chiar sunt curios prin ce țări sunteți. Uite, țările nordice, de exemplu, au un salariu minim pe economie foarte mare în comparație cu Europa. Bine, nu neapărat cu Europa, cu noi sau cu țările din împrejurimile noastre. Și automat ei nu se simte când se duc la pompă. Sau uite, și în Anglia la fel, probabil printre voi sunt mulți care sunt prin Germania, Anglia, Italia și așa mai departe, Spania. Și probabil când trebuie să faci un full, știi că uite, hai, luna asta o să cheltuiesc două fulluri, dar e salariul care te motivează oarecum și îți dă o siguranță financiară și economică. Băi frate, luna asta ok, am făcut două fulluri, m-am plimbat, mi-am făcut toate nebuniile și aia e. E, la noi în țară, că să faci două fulluri, te costă cam, să zicem, 200 de euro, da? Așa, în medie, pentru că sunt mașini cu rezervor mai mare, cu rezervor mai mic, sau cu consum mai mare, sau cu consum mai mic. Și sunt persoane care și la ora actuală, sunt absolut sigur că sunt persoane care lucrează pe un salariu de 200 de euro net. Pentru că lucrează ba la negru, ba prin anumite, uite, de exemplu, gardienii aia de pe la anumite magazine sau ce păzesc ei, nu cred că au salarii foarte mari, adică, sau hai să zicem undeva la 300 de euro. Și părerea mea e că n-ar trebui să fie o prioritate carburantul în momentul în care te gândești la economiile tale și la banii pe care tu trebuie să-i calculezi, astfel încât să-ți fie bine, să la sfârșitul lunii când tragi linie să fie tot în regulă. La asta vreau să mă refer, adică ar trebui să fie cumva diferite lucrurile astea și sunt prea... După ce că e țara cum e și vorbim strict și de infrastructură și de mentalitatea oamenilor, foarte mulți sunt dificili, sunt, nu înțeleg anumite chestii, nu vor să se adapteze și automat țara asta nu o să-și revină. Plus interesele politice, plus o grămadă de chestii care intervin, rezumă prețul foarte mare al carburantului. Dar uite, în Venezuela am înțeles că sunt anumite probleme economice și așa mai departe. Gândește-te că tu îți iei 2 tone de benzină cu un dolar. Și după aia mi se părea, o să vă pun pe ecran o poză sau o să vă las în descriere, este un din ăsta unde am citit eu despre prețul carburantului. Era după Venezuela, era Cuba, era undeva la 0,08-0,06 dolari pe litru. Adică o sumă infimă, pur și simplu sub 10 cenți, sub 30 de bani. Dar într-adevăr este altă economie, se știe foarte bine că prin zonele alea sunt copii care mor de foame, sunt oameni care mor de foame. Adică la ei cu siguranță nu este prioritatea, hai să mă duc să fac full-ul la benzină sau la motorină și hai să mă prind prin oraș diseară ca să, știi, asta este clar că nu este prioritatea la ei, dar totuși, ca să vedeți diferențele de pe globul ăsta pământesc și cât poate să difere economia unei țări de alte țări, bine, asta depinde și de continent și de populație, cât de numeros sunt oamenii din țara aia, cât de mare, de fapt cât de mare, cât de puternică este mâna de lucru, cât de ieftină este mâna de lucru, deși având în vedere că este o țară săracă, cu siguranță este foarte ieftină. Pentru că, dar, uite, de exemplu, cumpăram anumite chestii de pe eBay de la chinezi și odată îl aveam pe unul pe Skype și i-am zis, vreau să-mi spuneți și mie așa, medie, cam care e salariul la voi în țară. Mi-a spus în moneda lor, dar nu știu exact cum se numește moneda, și am calculat, eu am făcut un convertor din ăla, am făcut o conversie pe Google și a rezumat undeva la 80, 70, 80 de dolari, ceva gen salariul minim. Normal că ei oferă produse foarte ieftine chinezii, pentru că și salariile sunt mici, adică 70-80 de dolari pe lună și din ce îmi spune el se trăiește decent pe chestia asta.
Adică am văzut pe YouTube foarte multe videouri din China, din Japonia, unde la din astea street food-uri puteai să-ți iei cu $1 un meniu întreg, din care chiar mâncai și puteai să zici că poți să nu mai mănânci nimic în ziua aia că te săturasei. Deci sunt alte tradiții, sunt alte economii, sunt alți bani, sunt alți oameni, sunt alte chestii, dar totuși, dacă ar fi să ne gândim pe economie, ar trebui să fie mai ieftin carburantul la noi, dar sunt mașini multe, sunt interese mari, sunt mulți bani la mijloc, deci automat, nu știu, acum să se schimbe ceva foarte curând. Așa că aștept părerile voastre în comentarii, iar noi ne revedem la următoarele episoade. Vă salut!